Asta imagine este din 1914, deci el a avut două mari, fi avut mai multe, dar cele problemele lui Carol de care chiar a suferit. Prima și cea mai mare a fost drama pierderii copilului, el și cu regina Elisabeta, pe care a cucerit-o într-o oră. El nu avea voie să... El a venit aici necăsătorit, logic, la 27 de ani, trebuia să... Avea o săptămână să se căsătorească. Da. Și a spus, băi, uite, problema știi care e? Noi n-am vrea să te căsătorești cu cineva din România. Ne cerem scuze că da, sunt așa un pic mai... Hai să aducem pe cineva de afară. El, atenție mare de tot, nu saluta. Regele Carol al doilea întindea numai două degete când dădea noroc cu tine. Deci când îți întindea mâna, îți întindea așa. Care era explicația? A zis, domnule, eu am văzut la voi că sunteți cu să trăiți, vă luați în brațe, vă pupați, ha, noroc, Costele, nu te-am mai văzut de mult. Și a zis, în momentul ăla, creezi o amiciție ciudată cu tot felul de partide. Da. Te vede ăla că te îmbrățișezi cu el. Și atunci el spunea, salut, salut. A zis, în momentul ăla nu se poate crea, păstrăm distanța asta. Impunea respect chiar dacă părea aroganță. Exact. Nu dăm noroc, ce ai mai făcut? Ce... Bună ziua, bună ziua. La atingeai, sănătate, maestate. Deci a avut problema asta cu pierderea. A trebuit să... Maria parcă o chema cu, pe... Da, pe Maria la 4 ani de zile a murit de scarlatină. A fost înmormântată în curtea Palatului Cotroceni. Palatul Cotroceni de astăzi și după aia strămutată la cele veșnice în 1916, când a murit regina Elisabeta, la mănăstirea Curtea de Argeș. Deci a cerut expres ca la moartea dumnea ei să fie excumată și mutată acolo la Curtea de Argeș. Asta a fost prima problemă. Și a doua mare problemă pe care n-a rezolvat-o nici până a murit a fost că a vrut să transforme România într-o țară cât de cât economică, noi fiind eminamente agricoli. Și a zis că treaba asta nu i-a ieșit, indiferent cât a încercat, pentru că rămăseseră mari moșieri și așa mai departe. Țăranii aveau probleme, n-a reușit până în 1914. În 1914, când începe primul război mondial, începând primul război mondial, dumnealui în suflet era neamț. Și ar fi trebuit să lupte împotriva nemților. Nu era ca și cum da, adică Nicolae al doilea era, nu era văr cu da. Primar zis, cu ce facem, Kaiserul. Ce facem acum? Că eu am plecat acum 40-50 de ani din partea de acolo, unde era Germania. Și Dumnezeu, bunuțul care le așează pe toate, îl ia la dumnealui. Pe Carol, ca exact. Adică, na, s-a potrivit... Iar deschidem o paranteză, parcă suntem domnul Cechir. Cechir. Deschidem o paranteză, discutam cu colegii mei de la A1.ro al altăieri, pur și simplu întâmplător. Cu toți? Cu toți. Că noi discutăm așa zilele astea despre... Da. Și toți? Cu toți, ne-am gândit așa. Nu chiar cu toți. Am spus așa, domnule, e o chestiune interesantă, e o chestiune de can-can până la urmă, dar datele istorice sunt date istorice. Carol I moare în vara lui 1914. Din momentul acela se spune că regina Elisabeta, cu care n-avea o legătură prea puternică din cauza morții Mariei, din momentul la lucrurile între ei s-au răcit, fără ca cineva să fie vinovat, dar s-a produs o schimbare. Dar au spus, pentru această țară, noi trebuie să rămânem împreună și să dăm senzația că dumnealui o ia pe partea cu armata, dumnealui o ia pe partea cu artele. Da, Carmen Silva, pseudonimul cu care scria, protectoare artelor, protectoare, adică acolo cum erau la Palat la Schönbrunn împărații austrieci care îl protejau pe Mozart, așa s-a întâmplat dumneai la 4 ani anișor cu un băiat mic, așa, cu o vioară pe nume George Enescu. George Enescu, da, noi neavând experiența asta până atunci, maxim cel mai țineam pe Barbu Lăutaru. Atât, de care mai cânta prin Cârciub și prin astea, da, și pe la... Bun. Și Carol moare în vara lui 1914. Regina Elisabeta moare în primăvara lui 1916. Multă lume spune că dă inimă rea, pentru că nu-l mai avea pe Carol. Și distanța între ei, ca data a morții, este undeva de un an și 4 luni. Primii regi ai României, da? Ultimii regi ai României, regina Ana, moare în vara lui 2016, iar Mihai moare în decembrie 2017. Un an și 4 luni. Uite, nu m-am gândit la asta. Ca idee. Deci, domnule, calculul ăsta nu-ți iese la, de exemplu, la Ferdinand, care este iulie 27 și regina Maria e în 38 în iulie, deci sunt 10-11 ani. Nu-ți iese acolo.